Salutare, dragilor! Astăzi suntem din nou în solar, solarul cu roșii, și este una dintre acele zile extraordinar de speciale și de minunate și mult așteptate, în care recoltăm roșii și ne punem să facem un sos foarte, foarte bun. Am să vă arăt cum prepar eu acel sos. Un sos special pentru paste, și spun că este un sos special pentru că vom prăji roșiile în puțin ulei. Este un sos foarte bun, se potrivește la paste, se potrivește și la ouă prăjite, ou ochi. Se potrivesc foarte bine, merge extraordinar de bine. În sos nu vom pune decât roșii, ulei, sare și usturoi. Mult, mult usturoi îi va da un gust extraordinar. Ne culegem ultimele roșii din solar. Unele nu sunt foarte coapte, dar le adun pe toate, pentru că treapa în solar nu stă foarte grozav, nu avem o producție foarte, foarte mare, în schimb avem o producție foarte mare de frunze. Putem să spunem că avem plante arătoase, nu fructoase, dar arătoase. În schimb, situația la căsuța din Cătun este mult, mult mai bine. Acolo sunt foarte multe fructe pe plantele de roșii. Oh, ce cald a fost în solar! Foarte, foarte cald. Am pregătit în bucătăria de vară focul. E foarte cald și aici, din păcate, dar avem un ventilator de nădejde și plita cu tigăile ne așteaptă acolo. La noi e o situație tare interesantă. Am cumpărat porumb pe Coceni în toamna anului trecut. Și de atunci, bineînțeles că tot adunăm coceni, plin, plin de coceni. Și bineînțeles că îi băgăm pe foc, pentru că vom avea un foc foarte puternic. Problema este că se termină foarte repede. Se mistuie foarte repede și constant trebuie băgat coceni pe foc. Și râdeam zilele trecute cu Daniel, pentru că nu de mult am văzut pe internet o poză dintr-un magazin din ăsta de bricolaj sau construcții sau așa, din Germania, cred că era, și un pachet cu 12 coceni de porumb costa 3 euro. 3 euro. Asta era o poză făcută într-un magazin din Germania sau Austria, nu mai știu exact. Și ne-am distrat noi pe tema asta, pentru că, na, e acum aruncăm noi banii pe foc. Ce de bani am reușit noi să facem? Bineînțeles că una e să ceri atâta și alta e să și dea omul bani pe cocenii de porumb. Noi am avut mulți, mulți saci și deja nu mai știam unde să-i depozităm, pentru că constant am desfăcat mălai, porumb la animale și am avut și coceni, bineînțeles. Și atunci tot am făcut foc aici în bucătăria de vară. Deși nu e ușor, pentru că se încălzește toată camera și de-abia stai în cameră odată ce se încălzește. Și așa, e foarte cald afară, mai fac și foc. Dar adevărul e că în felul ăsta au trăit mulți înaintea noastră. Bunicii noștri erau la fel. Făceau foc zi de zi, mâncare, și aveau tot ce le trebuie și nu se plângeau atâta cât ne plângem noi. Nici eu nu mă plâng, doar vă povestesc care e situația. Nu știu ce ne-am face fără șorțurile astea. Ui ce bune îs! Am văzut recent pe, cred că pe Instagram, era o doamnă ce făcea reclamă la șorțuri și ca și cum. Oh, uite ce invenție minunată! Ai întotdeauna la îndemână ceva care să te ajute să
iei oala de pe foc, că e fierbinte, că te poți șterge, de parcă le-a inventat acum cineva, când șorțurile sunt de sute de ani, poate chiar mii de ani. Nu știu exact istoria șorțului, dar sunt foarte, foarte la îndemână și utile. Sunt foarte utile. Aici am pus roșiile, ce au fost puțin mai verzi. Le-am pus pe masă să se mai coacă. Am mai adus o tură de la căsuța din cătun, din grădina de acolo. La fel, roșiile sunt puțin mai verzi, dar le las pe masă și ele se înroșesc. În 2-3 zile maxim deja sunt roșii și bune de consumat. Pentru că mergem acolo doar o dată de două ori pe săptămână, trebuie să le culeg chiar și dacă sunt verzi. Pentru că ele se vor înroși aici pe masă și astfel nu rămân roșii pe tufă să le atace șoareci, păsări și alte boli. E mai bine să le culeg, mai ales dacă mergem atât de rar acolo. Așa că mă scutesc de pierderi și ele oricum se vor coace, într-adevăr nu se coc la lumina soarelui și la bătaia vântului, dar pentru mine e mai important să le pot culege și să le pot folosi mai mult decât să le las acolo și să pățească ceva de la o săptămână la alta, pentru că acum ele se coc foarte, foarte repede și astfel reușesc să le valorific. În iuvetă cu ele și le dăm o spălare bună. Le voi așeza apoi rând pe rând pe blat. E așa de cald aici și transpir într-una, așa că din nou șorțulețul ne vine foarte util să ne ștergem transpirația de pe obraz, de pe frunte. Bun, cum ziceam, tot ce avem nevoie la acest sos este un foc puternic, cât mai multe oale, cât mai largi, ulei și vom tăia roșiile rând pe rând, le vom pune în uleiul încins. Nu îndepărtăm cotorul, ci doar tăiem roșiile, pentru că la final le vom da prin sită. Adică, după ce s-au fiert, după ce a scăzut sucul de pe ele și a rămas o pastă, un suc mai gros, un sos, vom trece toată compoziția prin sită. Să nu rămână acele pielițe și nu neapărat sâmburii, nu ne prea interesează sâmburii, că nu ne deranjează, dar pielițele, în schimb, sunt foarte neplăcute atunci când mâncăm o porție de paste delicioase. Am primit de la o prietenă dintr-un sat vecin niște roșii foarte frumoase. Cred că asta e inimă de bou roz și mi-a mai dat și ceva roșii galbene și încă una roșie, tot cam de mărimea asta, foarte frumoase și acelea, și mi-am salvat semințe. Și modalitatea prin care pun semințe la uscat și la păstrat este recoltez semințele, le pun într-un borcan, pahar, bol ce am la îndemână și le las 2-3 zile la fermentat, apoi se desprinde membrana aceea de pe lângă semințe și se curăță foarte, foarte ușor și apoi se pun la uscat.
Problema a fost că am avut noi câteva zile foarte aglomerate și am uitat de acele semințe și au stat vreo 5 zile către o săptămână și pe când m-am dus să strecor semințele din sucul propriu, erau deja încolțite și atunci mi-am dat seama că nu le mai pot salva pentru că nu vor mai germina la anul când voi avea nevoie de ele. Ce bunătate! Aici sunt semințele. Mai pun puțină apă. Și las la fermentat vreo 2 zile. Și atunci toată membrana aceasta de pe lângă semințe va veni foarte ușor jos și vor fi mult mai ușor de uscat. Totul fierbe aici de zor și am adus și niște sare să nu cumva să uităm de sare. Este sare grunjoasă. Și punem cu generozitate pentru că în felul acesta va și sta sosul mult, mult mai bine peste iarnă. Ulala! Cam multe oale murdărite, dar vă promit că merită pentru gustul ce l-au primit aceste roșii, pentru simplu fapt că le-am prăjit puțin în ulei. Acum trebuie să le dăm prin sită sau prin mașina de roșii, dar pentru a le da prin mașina de roșii trebuie să le lăsăm la răcit. Prin sită se pot da așa cum sunt fierbinți, pentru că trec mult mai ușor prin sită. Și cam asta e tot ce mai avem de făcut. Mai adăugăm usturoiul și suntem gata. Mă rog, eu sunt foarte optimistă când zic că suntem gata. Mai este mult de lucru, mai trebuie să le trecem prin sită, mai trebuie să punem usturoiul și apoi să pregătim borcanele, să le punem în borcane, să dustulim borcanele, adică să le sterilizăm, să punem etichete, să ne uităm la ele câteva zile, apoi să le punem în beci și după aia să ne bucurăm de ele și de gustul lor de-a lungul anului. Deci nu suntem gata. M-am încurcat eu un pic cu ordinea lucrurilor, că ziceam că o strecurăm, adică dăm prin sită compoziția, dar de fapt prima dată punem usturoiul, l-am răzălit. Sunt aici 2 căpățâni de usturoi și avem cam 8 litri de sos sau roșii fierte și 2 căpățâni de usturoi. Am pus în jur de 4 linguri de sare, un jumătate de litru de ulei până acum. Amestecăm bine, bine. Mai punem puțin la fiert cât să se infuzeze bine cu usturoiul. Și apoi vom da totul prin sită. Vai, ce bine miroase, nici nu vă dați seama. După ce am dat pasta prin sită, am mai pus puțin la fiert. Iar acum a venit momentul să le punem și în borcane. Cel mai bine este să punem în borcane
sosul când este fierbinte, când fierbe. Dar eu am avut puțină treabă, altă treabă, și sosul s-a răcit între timp, dar nu-i problemă pentru că toate borcanele vor fi puse la baie de apă, adică la sterilizat sau la dustulit, cum îi mai spunem noi. Se pun borcanele într-o oală încăpătoare, se acoperă cu apă până la nivelul capacului, adică sub nivelul capacului, și se pune la fiert pentru 20 de minute. Și asta e tot, dragilor. Se pun în borcane, se pun capacele și se pun la sterilizat, apoi ne putem bucura de ele pe tot parcursul anului. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce preparați voi cu roșiile din grădină, pentru că sunt multe rețete foarte diversificate. Bulion, ketchup, astea le facem și noi. Vă salut, vă doresc spor în toate și să ne vedem cu bine data viitoare. Pa, pa!